așa mă și ies românaș. Până amul președintele era votat de deputați și ei au ales o baleg de timofti. Amul a votat noi poporul și ies că noi am ales nu cu o baleg, dar așa mă mamă de... Da, iese că poporul alege mai prost decât deputații. Nu, nu mai ies asta, românaș. Ies cu totul altceva. Ce anume? Ies românaș, că atâta timp cât în Moldova este om plahatniuc, poate să aleagă și în nevrie. Că deputații, că norodul, că Iisus Hristos, tot un a să iasă spealul plahatniuc. A, asta. Da, cred că ai dreptate. Că ia ca uite, la legile din 2014, cum a fost? Ții minte, nu la cele parlamentare am dere, la care votăm noi, norod. A. Trebuie să birui Renato, așa-i? Da, și plahatniuc, da. Ce-a făcut? O lua și l-o scos din alegeri. Da, pahodul încă mai frași un miliard. Amu, trebuie să birui Maia și el și face falsifică alegerile și îl face, pajalstă, președinte pe Dodon. Asta și înseamnă românașul? Că plahotniuc decide totul. Vot imina românașul, maladeț. Băi, cum ai dat în cheș de dânsul? Dai așa, e plahotniuc. Dai altfel, e plahotniuc. Dai într-a treile fel, apea 25. Ce? Apea? Nu, smâsle, din nou 25. În caroce asta pe urma să lămuresc. Nu, serios, băi, tu înțelegi? Băi, băi, el ca și cum ni spune nou la toți, cum îi zice Dodonul jurnalistul și el. Ședeți pe coina și nu vă deorgăiți pățanii, că tot una eu reșesc tăt aici. În sens că el decide totul. Nu, da! Am auzit, apropo, că vrea să schimbe sistemul de vot. Până acum voi votați partide, iar de acum încolo o să fie un sistem de vot mixt. Jumătate din deputați să fie votați pe liste de partid, jumătate ca independenți. Poftim pe jaustă, romnaș! El și vede-i cam un partidul lui. În schimb, și partidul lui Năstas și partidul lui Maia Sandu sunt tăriesc. Și gata. Și el vede asta și lui deam nu-i place. Și balege pe partide. Dar cu tacnazvaime independenți. Pe Maia și pe Năstas cu partidele lor nu-i poți cumpăra. Dar e ca pe ăștia, aparte, independenți. Îi cumperi romnașul ca pe curechi. Cu ăstea barțet ca ei așteaptă să spornească la cumpărat independenți. Ca la piață. Impresia este că nici nu mai e nevoie de alegeri. Românaș, tu înțelegi? Uai, el ca cum e bun cu noi. Uai, el ne lasă, ne jucăm o leacă așa de alegerile, de democrația, să ne sparg și noi hotărâm ceva. Și noi ne jucăm cu ștampiluța aceea, o punem apăsată în buletin, vrăm buletinul ghinșor în borcică și așa ne mai inflăm în pieni, că mă-l eu, hotărăsc soarta țării mele. Dar de fapt, românaș, noi numai cu joaca asta și rămânem, cu ștampiluți și cu băgat în borcică. Joacă de copii. Și amu, eu stau și mă întreb, românașul, dar nahrinai? Adică? Nu e ca spun, nu nahrina mai trebuim noi, norodul, în țara asta, dacă aici tăt reșerte un plahatniuc. Uai, românașul, uai, noi ca și cum suntem lișni în țara asta. Noi poate că ar trebui să ne luăm de mânuți toți și să ne ducem unii ori duși ochii și să-l lăsăm aici numai pe plahatniuc cu bratoșii lui. Nu. El are nevoie de forță de muncă. A, da, drept, romnaș. Forță de muncă ieftină și proastă și ietien. Și el să-i dea lui forța asta de muncă o zarplată de nică, după care tot el să-și apoaie zarplata asta pe tarife scumpi, pe mâncare scumpi, pe tovaruri scumpi. Iar televiziunile lui să vorbească despre stabilitate. O, și-i polnei stabilizeți, românaș. Atâta timp cât el o să dicteze totul aici, nimic nu se va schimba. Ia uite, mi-ai luat vorba din gură, românaș. Carăcei moldoveni, e ca și cum zici plahatniuc nou, puteți voi să faceți și ne-ți faceți, puteți să alegeți cum ne-ți alege, puteți să vă rupeți și în două, și în patru, și în șapte, teta să șibă așa cum vreau eu unul, dar nu voi peste 3 milioane, dar eu vreau să-mi șibă nici la mafia mie ghini și gata, eu altceva nu vreau. Vă convine? Bine. Nu vă convine? Ni pofig. Cam așa. Așa că, moldoveni, în țara asta nu pot să fie doi care să comande, adică și eu și voi. În țara asta comandează numai unul, adică numai eu și Tocica. Încă așa. Șamu, băi, moldoveni, uai, voi chiar trebuie să vă gândiți ghinei, dar ghine de tăt. Eu n-am ce vă face, așa v-a fost norocul, să aveți în țara voastră un plahatniuc.
Sunt țări care n-au plahatniuși și acolo hotărăsc țările și ele și se facă. Și sunt țări moldoveni în care sunt plahatniuși, e ca așa ca la voi, de exemplu. Ștet hotărăște el plahotniucul lor. Și am îmi spun întrebarea, moldoveni. Uai, și vreați voi? Și țară cu plahatniuc, ori țară fără plahatniuc? Și hotărâți voi în țara asta voastră, ori să hotărască numai el. Nu, moldoveni, numai eu vă rog frumos. Eu știu că voi am așa să-mi plați cu variante de astea moldavski. Dar spate să hotărâm și noi și el o lecțică. Nu, moldoveni, aici e bez variantă. Aici hotărăște numai el. 24 de ceasuri din 24. 365 de zile pe an. Așa că gândiți-vă. И не дергайтесь.